Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Suntem în direct la Europa FM, vorbim despre campania Miturile nu te tratează, o campanie Sandoz. Mănâncă tot din farfurie ca să crești mare, de exemplu, unul dintre mituri. Vedem dacă este un mit sau o realitate. O avem alături de noi pe doamna dr. Veronica Grosoșiu, medic specialist pediatrie. Bună ziua, doamna doctor, mă bucur să realizez acest interviu împreună cu dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mănâncă tot din farfurie ca să crești mare. Este neapărat necesar ca un copil să mănânce tot din farfurie ca să crească mare și sănătos, așa cum le spuneau nouă bunicii? Ca părinți am putea fi tentat să controlăm foarte fix tipurile și cantitățile de alimente pe care copiii noștri le consumă, nu de puține ori. Totuși, aceste bune intenții pot duce la anumite probleme de alimentație, cum ar fi mâncatul capricios, mâncatul în secret sau chiar supraalimentația. De aceea, creșterea unor copii cu un comportament alimentar sănătos ar presupune, în primul rând, familiarizarea adulților cu unele obiceiuri alimentare tipice celor mici. Atunci când discut la cabinet cu mămicile despre diversificare, respectiv introducerea în alimentație a altor lucruri în afară de lapte, le spun că cea mai importantă regulă ar trebui să fie propuneți și nu impuneți. Copiii pot mânca selectiv, pot mânca același aliment la fiecare masă, pot prefera maximum 3-4 feluri de mâncare, variază absolut imprevizibil cantitățile porților de la o masă la alta, câteodată au perioade în care parcă nu se mai satură, alte ori după 2-3 înghițituri spun gata și se ridică de la masă, ori asta este o variație absolut normală în funcție și de ritmul lor de creștere din momentele respective. Mai degrabă, zic eu, părinții ar trebui să fie consecvenți în ceea ce privește obiceiurile, rutina legată de ora mesei. Mese la ore relativ fixe din zi, condiții similare de servire a mesei, adică la masă, nu în sufragerie, nu în parc, în fața vreunui dispozitiv electronic. De exemplu, dacă un copil este forțat să mănânce atunci când nu este foame, asta ar putea să-l învețe să mănânce în exces datorită mesajului pe care îl primește. Trebuie să mănânci chiar dacă nu-ți mai este foame. Dacă, în schimb, copilului, de exemplu, este limitată cantitatea de mâncare de la o masă, acesta primește un mesaj contradictoriu, care în timp nu îi va permite să-și asculte nevoile propriului corp de-a lungul timpului. Principiul de reținut ar fi faptul că majoritatea copiilor vor învăța treptat să mănânce ceea ce mănâncă și părinții lor și vor copia același comportament alimentar. Este important ca alimentele care fac parte din meniul zilnic al unui copil să fie adecvate vârstei și nevoilor lui? De ce? Există anumite alimente care sunt indispensabile perioadei de creștere? Trebuie să spunem în primul rând că un copil nu este un adult în miniatură. Este foarte firesc ca acesta să nu poată consuma aceleași alimente ca și părinții lui în orice moment, ținând cont, în primul rând, de imaturitatea organismului său. Alimentația din primii 3 ani de viață este poate cea mai importantă, întrucât acum se formează obiceiurile alimentare, se deprind gusturile și poate chiar unele preferințe pentru diverse alimente, iar procesul de creștere este unul accelerat. În general, în jurul vârstei de 6 luni începe așa numitul proces de diversificare. Acesta presupune că bebelușii vor primi și alte alimente în afara laptelui matern sau formulei de lapte. În acest moment, ei sunt cumva considerați pregătiți din punct de vedere al maturizării neurologice, care, pe de o parte, permite trecerea de la o alimentație exclusiv lichidă la masticația alimentelor semisolide. Copilașii pot sta înșezut independent sau puțin sprijiniți, le apar primii dințișori, trebuie spus că tractul digestiv este mai matur, funcțional și capabil să digere o gamă mai largă de substanțe nutritive, precum proteine, lipide și glucide. De asemenea, rinichiul poate filtra mai eficient un conținut mai bogat de săruri și minerale.
undeva pe la vârsta de 10 luni, să spunem, este un moment critic important de care trebuie profitat când bebelușii sunt deosebit de activi, de curioși, de plini de inițiativă, când trebuie să înceapă să primească și alimente sub formă de bucățele. Asta dacă nu s-a întâmplat deja, mai ales în cazul mămicilor curajoase. Pentru că sugarilor le place foarte mult să se autohrănească la vârsta respectivă și trebuie lăsați. Toată etapa asta de diversificare este un proces de învățare, de descoperire și, practic, trebuie să învețe să le placă, să se bucure de mâncare și să nu fie sub nicio formă stresați. Sigur, după vârsta de un an, alimentația devine și mai bogată și variată, include alimente cam din toate grupele și este de preferat ca acestea să provină din surse cât mai naturale și cât se poate de puțin procesate industrial. În ceea ce privește medicația potrivită pentru un copil, cum trebuie să fie un antibiotic pentru a fi bine tolerat de un copil? În general, când discutăm despre orice tratament care se adresează copiilor, prima pe care o luăm în considerare este calea de administrare. În măsura în care situația ne permite, alegem de obicei calea orală. Copiii sunt foarte pretențioși atunci când vine vorba de gust și de aceea eu îi îndemn pe părinții micuților mei pacienți să guste, subliniez să guste, din medicația copiilor pentru a judeca ei înșiși dacă refuzul celor mici este îndreptățit sau nu. Apoi, suntem atenți la forma farmaceutică de prezentare a medicamentului. La pediatrie avem de-a face cu siropuri, cu suspensii, comprimate, capsule. Bineînțeles, pe acestea le alegem în funcție de vârsta, greutatea și complianța pacientului. Pentru un sugar, preferăm să-i administrăm o formă de sirop sau suspensie. Pe când unui copil mai mare, de 6 ani, la care greutatea ne permite, putem administra chiar capsule sau comprimate pe care le înghite cu puțină apă. Când avem nevoie să alegem un antibiotic pentru tratarea unei infecții bacteriene, încercăm să preferăm unul cu un spectru cât mai îngust de acțiune, care are probabilitatea cea mai mare de a rezolva problema. Ar fi de evitat cele cu un spectru larg, care pot avea o gamă mai mare de reacții secundare sau adverse și implicit un risc mai mare de creștere a rezistenței bacteriene. De obicei, medicația orală pentru copii este aromatizată cu gusturi diverse, de fructe, vanilie, în general gustul dulce fiind preferat. Sigur, ne dorim mereu ca preparatele respective să nu conțină zahăr, dar de cele mai multe ori asta nu este chiar posibil. Și atunci trebuie spus că o cantitate foarte mică de zahăr care revine strict tratamentului administrat pe o perioadă determinată nu este dăunătoare. Când vorbim despre antibiotice în mod special, este important și ritmul în care le administrăm dozele. Poate să fie la 6 ore, la 8 ore, la 12 sau chiar la 24 de ore. De obicei, preferăm administrările mai rare pentru a ne asigura că tratamentul are șanse mai bune de a fi urmat corect. Într-un fel, convingi un copilaș să ia câte o linguriță dintr-un sirop scârbos odată la 6 ore și cu totul și cu totul altfel dacă este la 12 sau la 24 de ore. Doamna doctor, care sunt cele mai mari provocări ale unui medic specialist în pediatrie în privința prescripției de antibiotice? Cred că cea mai mare provocare a pediatrului este să reziste presiunii familiei pacientului respectiv de a recomanda antibiotic pentru a face febra să dispară cât mai repede, încă din primele zile de boală, să amelioreze, să spunem, niște secreții nazale care nu mai trec, care durează de o lună de zile, de când merge la creșă sau la grădiniță, sau, de exemplu, pentru o tuse care este foarte persistentă, de cele mai multe ori reziduală, după o viroză respiratorie oarecare. O altă situație de care ne lovim des este problema supra-prescriselor exudate nazale și faringiene, care se cer în mod special la înscrierea în colectivități.
Aceste analize ne ajută să identificăm niște bacterii, precum specii diverse de stafilococ sau streptococ, la copiii perfect sănătoși care nu au niciun simptom. De exemplu, în cazul exudatului nazal, nasul este prima barieră de filtrare în calea aerului a organismului nostru. La copilași care, la drept vorbind, își țin degetele în nas mai mult decât vor să o recunoască, nu avem cum să regăsim un mediu steril, lipsit de microbi. Și atunci când mergem și facem un exudat și obținem un rezultat pozitiv, acesta creează o stare de îngrijorare părinților și o tendință de prescriere de tratament antibiotic, fie sistemic, fie strict local, intranazal, care este nenecesar la pacienți care sunt considerați din punct de vedere medical ca purtători sănătoși. Ne puteți explica ce înseamnă rezistența la antibiotice? Rezistența la antibiotice este capacitatea naturală sau dobândită a unui microorganism de a rezista efectelor unuia sau mai multor antibiotice. Având în vedere că bacteriile sunt prezente pe pământ încă dinaintea omenirii, asta înseamnă că ele au fost extrem de adaptabile oricăror schimbări care au survenit asupra lor de-a lungul timpului. Datorită acestei capacități deosebite a lor, acestei superputeri, a instinctului lor de supraviețuire, practic, coroborate cu folosirea neadecvată a antibioticelor, asta pornind de la indicația de prescriere, alegerea specifică, administrarea incorrectă, ritmicitatea, durata minim recomandată a tratamentului, rezistența la antibiotice este o problemă de sănătate globală, probabil dintre cele mai importante ale zilelor noastre. Unele statistici estimează că într-un timp relativ scurt e posibil să rămânem fără arme de apărare împotriva acestor infecții bacteriene. Ar trebui, dacă ar fi să rămânem cu ceva, să ținem minte atât. La fiecare 3 secunde, un om pierde bătălia cu septicemia undeva în lume. Ne puteți spune, vă rog, ce reprezintă, din punctul dumneavoastră de vedere, prescripția țintită și lupta împotriva rezistenței antimicrobiene? Ne puteți da un exemplu în acest sens? În primul rând, prescripția de antibiotic trebuie luată în considerare doar atunci când avem de-a face cu o infecție bacteriană. Banalele viroze, mai ales cele din sezonul rece, trebuie spus că nu beneficiază de tratament antibiotic. Nu poți să pui în aceeași propoziție cuvinte precum viroză și antibiotic decât dacă spui este o viroză care nu necesită tratament cu antibiotic. De cele mai multe ori la cabinet mă întâlnesc cu situația, bine, bine, dar dacă tot face febră, haideți să-i dăm antibiotic, o să-i treacă mai repede. Nu este cazul. Prescripția țintită de antibiotic se face atunci când reușești să identifici cu ajutorul investigațiilor de laborator exact bacteria care a cauzat infecția, cu nume și prenume, cum ar veni, de exemplu, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Haemophilus, Neisseria, coli, etc. După ce se reușește identificarea ei, se practică o analiză numită antibiogramă, care expune bacteria respectivă într-un mediu de cultură, în condiții de laborator, la cele mai utilizate sau probabil să fie eficiente antibiotice sau clase de antibiotice. De obicei, la circa de 48-72 de ore, uneori chiar și 7 zile, reacția aceasta poate fi citită și interpretată și se eliberează buletinul de analize integral. Medicul poate iniția un tratament de probabilitate precoce atunci când indicele de suspiciune pentru o infecție bacteriană este mare, ca mai apoi să se verifice cu ajutorul acestei antibiograme care apare mai târziu dacă tratamentul este corect și eficient sau cumva necesită modificări. Prescripția de antibiotic de către colegii medici nu ar trebui să se facă de frică, de frica de complicații, de ceva mai grav. Aceasta ar trebui să se efectueze în concordanță mereu cu ghidurile sau protocoalele de diagnostic și tratament care sunt actualizate anual și la noi de către organizațiile de specialiști. Cum vedeți dumneavoastră fenomenul de prescripție de urgență a unei pastile, două, de antibiotic fără rețetă?
În opinia mea, cel puțin la noi în țară, acesta este fenomenul care alimentează poate cel mai puternic folosirea irațională a antibioticelor și implicit creșterea rezistenței la antibiotice. Este ca o picătură care umple încet, încet paharul. Atunci când pacientul prezintă, de exemplu, febră în cadrul unei afecțiuni respiratorii acute sau o durere în gât sau o durere de măsea pentru mai mult de 2-3 zile, e tentat să meargă la farmacie și să solicite eliberarea a una, două pastile de antibiotic până merge la medic. De cele mai multe ori, deoarece aproape orice răceală și febră se ameliorează ușor în câteva zile și pacientul se simte mult mai bine, nu se mai prezintă la medic și întrerupe antibioticul din proprie inițiativă. Este exact șansa pe care o așteaptă bacteriile de a se antrena și a dezvolta mecanisme de luptă anti-antibiotic și mai eficiente. Ce părere aveți despre sinergia dintre medic și farmacist cu privire la uzul de antibiotice? Relația dintre cei doi este foarte importantă, mai ales dacă ne referim strict din unghiul de vedere al luptei împotriva rezistenței la antibiotice. Amândoi ar trebui să fie mereu conștienți de implicațiile prescrierii sau recomandării antibioticelor și ar trebui să reducă fenomenul consumului de antibiotic la cerere la minimum posibil. Colegii farmacii sunt de cele mai multe ori primii abordați de către pacienți atunci când au o problemă de sănătate, deoarece n-ai nevoie de programare pentru a trece pragul unei farmacii, nu-i așa? De aici, pacientul ar trebui să plece cel mult cu un tratament minimal simptomatic, nici de cum antibiotic, și cu sfatul de a ajunge cât mai repede la medic pentru a primi un diagnostic și o prescripție pentru tratamentul cel mai potrivit. Ar fi de dorit ca într-un viitor apropiat să existe și la noi în țară un sistem informatic centralizat de comunicare medic-farmacist care să integreze prescripțiile tuturor medicilor, nu doar a celor de familie sau din spital sau din policlinici, cu administrațiile farmaciilor. O ultimă întrebare, doamna doctor, care sunt criteriile după care selectați un antibiotic pentru cei mici? Primul ar fi calea de administrare. Este de preferat un preparat oral pentru cazurile care permit tratamentul la domiciliu. Apoi ne gândim la forma farmaceutică, care trebuie să fie adecvată vârstei, fie suspensie, sirop pentru cei cu vârsta mai mică de 6 ani sau comprimate, capsule, posibil pentru cei care au mai mult de 6 ani și pot înghiți. Apoi încercăm să fim atenți la spectrul de acțiune al substanței alese, de preferat un spectru cât mai îngust, deoarece are reacții adverse și secundare ceva mai mici și un risc mai mic de creștere a rezistenței bacteriene față de antibioticele cu spectru larg și foarte larg. Ritmul de administrare este de asemenea important. Este ideal să fie administrate la 12 sau la 24 de ore pentru că a ne asigura în plus că și pacientul poate urma mai ușor tratamentul prescris. Atunci când ai un tratament care trebuie luat la fiecare 6 ore sau 8 ore, sunt șanse un pic mai mari să uiți să iei tratamentul. Apoi, pentru că vorbim de copii, gustul este de preferat să fie dulce, cu arome de fructe sau vanilie. Eu, ca pediatru, urmăresc să aleg o concentrație mai mare a suspensiilor, pentru că atunci când calculăm dozele cu miligrame per kilogram corp, asta ne permite administrarea unei cantități de sirop proporțional mai mici per doză. Și poate mai ne gândim și la viscozitate, care ar trebui să fie mai mică pentru a putea fi înghițită mai ușor. Miturile nu te tratează, o campanie Sandoz. Am stat de vorbă cu doamna dr. Veronica Grosso și un medic specialist pediatrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și vă dorim o zi bună. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.